Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Ana Maria și astăzi ne vom juca partea a doua din Escape Memoirs. De data aceasta chiar vom evada din închisoare și dacă vreți să vedeți prima parte din acest joculeț, vă invit să dați click în colțul din dreapta sus și vă va duce la primul video pe care l-am făcut. Fără alte adăugiri, haideți să începem! Înainte să ajungem la panoul cu beculețe pe care trebuie să le aprindem, mai aveam de folosit unealta asta de pe hall în camera din spate, în care avem un panou de deschis. Ia, dacă mergem aici... Scârț? Ok, ia să scăpăm de unealtă. Avem așa... niște butoane... Ok, beculețele se aprind în funcție de combinația de butoane pe care o avem. Bănuiesc că trebuie să le aprindem pe toate. Și cred că trebuie să le aprindem și pe cele din partea dreaptă și pe cele de jos. Văd că aici și în dreapta și jos avem butoane. Ar trebui să încerc să apăsăm pe toate, să vedem dacă se întâmplă ceva. Cel mai bine întâi, hai să le apăsăm pe toate. Ah, ok. Și am o ieșire jos. Deci bănuiesc că trebuie să trec curentul de la intrare până la ieșire. Hai să vedem care conduc și care nu conduc. Deci cele cu roșu nu trece mai departe. În schimb, albastru, dacă are una singură la intrare, o duce mai departe. Ok, deci clar butonul al treilea trebuie să fie oprit. Apoi, hai să merg în dreapta. Primul e ok, merge în verde. Al doilea merge tot în verde. Dar după aia... ah, dar după aia merge în roșu. Deci nu știu sigur. Nu cred că trebuie să fie pornit. Așa, al treilea... merge în roșu, deci îl oprim. Al patrulea merge în verde, e ok. Și al cincilea merge în roșu și după aia iar în roșu. Cred că nu e bun. Sau s-ar putea să fie ok dacă trece prin două roșii. Nu știu, hai să vedem mai departe. Apoi, jos. Avem așa. Merge în verde, e corect. Apoi, acesta merge în albastru. Ar fi corect, dar mai am o intrare în el, deci nu e bun. Da. Apoi, am care merge în verde, e corect. Și cel de mai jos merge în roșu, nu e bun. Și nici ultimul e bun, că merge tot în roșu, deci astea nu o să ducă nicăieri. Apoi, din astealte, merg în albastru. E ok. Așa, următorul merge în roșu. Deci ăsta nu e bun. Al treilea de aici merge în albastru și apoi nu merge în verde. E ok. Da, este ok. Următorul merge în roșu și nu este bun. Și ultimul merge iar în verde și asta e ok. Și nu s-a întâmplat nimic. Deci cred că cel de sus nu este pus bine. Gata, a plecat frigiderul. Deci s-a aprins și beculețul de jos. Bine, înseamnă că l-am rezolvat. Și acum înseamnă că am pornit generatorul sau ce e ăsta, am dat drumul la curent. Hai să vedem pe unde se duce cablu. A, merge în două, dar după aia nu-l mai văd. Probabil s-a aprins lumina în celula aia de lângă mine, în care era întuneric. Ia să vedem. Nu? Dar mi s-a aprins priza de aici. A, așa. Ok, și acum am niște simboluri. Cred că am nevoie de foaia de dincolo. Aveam foaia aceea cu culori. Așa, hai cu mine. Trebuie să facem aceste semne
Hai să o punem pe jos momentan hârtiuța, să ne uităm puțin la panou, de fapt. Văd acolo niște simboluri care seamănă cu ce avem pe foaie, doar că nu se potrivesc nici simbolurile, nici culorile. E perfect. Avem 6 simboluri pe foaie, 6 pe perete. Cred că trebuie să luăm de la stânga la dreapta și după aia de sus în jos. Îmi place dacă schimb de astea, se schimbă după cum vor ele. Dacă mi-aduc aminte, primul era chiar galben cu săgețică. Deci ăsta îmi distruge săgețica din stânga. Cred că mai bine... Stai să mă mai uit pe foaia odată. Da, săgețica spre stânga pe galben și apoi alb cu două săgețele. Deci primul de pe stânga... Primul l-am făcut, să zicem. Săgețică la stânga. Apoi să trecem la al doilea. Am zis că al doilea e alb cu săgețică pe ambele părți. Așa. Asta mi-l schimbă în lateral. Asta... Ok. Alb pe ambele părți. Albastru pe dreapta. Fără linie, doar... Cea din dreapta... Nu... Perfect. Alba... Așa, cred că era. Albastru... Problema e că trebuie să se potrivească și cu astea de pe lateral. Și nu știu cum se vor potrivi pentru că altă combinație pentru albastru văd că nu reușesc să fac. Editing an aici. Am zis că mai bine vă pun poza pentru că m-am chinuit destul de mult cu puzzle-ul acesta. Nu cred că mai era nimic în spate. Hai să mergem acum pe ușa care s-a deschis. Vedem ce e și la subsol. Un lăcățel. Ce mecanism interesant. Cred că trebuie... Să prindem toate beculețele. Ok, dacă sunt una lângă alta, se sting. Dar totuși în dreapta am două, unul lângă altul. Și acolo. Deci dacă sunt două, unul lângă altul de aceeași culoare, sunt ok. Roșu și albastru nu sunt ok. Și mai am galbene. Și că e tricolorul. Asta roșii sunt ok unul lângă altul. Nu, ăla rămâne în colț. Albastru lângă albastru. Trebuie să le îndepărtez. Nu, roșu. Ok. Oh, s-au aprins toate. Roșu merge sus cu celelalte două. Oh. Asta a fost simplu. Chiar simpluț. Dar ce s-a deschis? A dulapul din spate, cred că. Da. Și înăuntru găsim o cheie de la recepție. Punem pe jos momentan. O conservă și o scrisorică. No illegal activities, alcool. A instalat un nou lacăt. Current Secretary Employee ID și Second Part of Security Officer Employee ID. Deci trebuie să găsim două Employee ID-uri, al secretarei și al lui, al Security Officer-ului. Un mecanism interesant. Asta cred că era să-mi dea bătăi de cap. Ia să vedem, bănuiesc că trebuie să băgăm bucățelele de metal în găuri. Vai, ce sunet frumos. Deci că sclopoței de vânt. Ok, se arată și ori la dreapta, ori la stânga, în funcție de ce inele sunt blocate sau nu. Cum sunt blocate toate, mai puțin ăsta din mijloc. Ok, dacă vreau să deblochez primele inele... Ah, ok, ăsta din mijloc se rotește chiar dacă este blocat. Și le rotește și pe celelalte. Bun, de una am scăpat.
și de-a doua am scăpat. Bine, nu sunt convinsă că e bine. Și de-a treia am scăpat. Și ne mai trebuie să punem pe asta de două sus. Ca să o scot de acolo. Punem pe asta la loc. Nu cred că trebuia să o scot. Și am impresia că și puzzle-ul acesta o să dureze foarte mult, așa că o să dau pe repede înainte când editez și ne vedem după. Și editing în aici, așa cum am zis, am sărit peste partea aceasta, l-am dat mai repede, dar chiar vreți să vedeți cum am făcut, se poate încetini din YouTube, să dați speed-ul mai încet, dar nu cred că are rost, sigur există o rezolvare mai rapidă, m-am luptat cu el câteva minute bune. Asta e. Încercați voi să găsiți varianta mai ușoară și lăsați-mi un comentariu mai jos cu mișcările și pașii pe care i-ați făcut pentru a deschide această poartă mai repede. Chiar sunt curioasă din câte mutări ați realizat acest proces. Ne apropiem și noi de final. Pe fundal se aude, zici că am pornit fenul sau ceva fantome. Și acum... Oh! Almost there! Ne-a și stim un achievement, ne-a spus că mai avem puțin până o să terminăm acest puzzle. Ha! Nu pot să cred că s-a deschis. A durat mult mai mult decât trebuia, dar măcar am reușit să intrăm în cameră. Dar hai să vedem ce mai era și în acest dulap al secretarei. Sertarul acela avea niște cătușe. Pentru a prinde răufăcătorii, bănuiesc, nu pentru altceva. În rest, cam nimic. Niște ștampile, ia să vedem, o scrisorică, un report, workplace violation report, de la Ben, legat de Hans Sterling, care spune că nu are un behavior prea bun. Ok, zice că suntem frați. Aș vrea să ne zică și nouă mai în detaliu ce glume făcea băiatul ăla de a trebui să facă un raport la muncă. Ce mai e pe birou? Ia să vedem. Dacă nu e secretara disponibilă, uite, o secretară de înlocuit. Și avem aici o listă cu nume și employee ID-uri. Asta o să avem nevoie de ea pentru a afla codul de la ușă, pentru că aveam 3 cifre din numărul secretarei și 3 cifre din numărul security officerului, parcă. Bun, am terminat la recepție. Ia să vedem cu cheia asta, parcă spunea așa. Spunea că se deschide aici un sertar. Și am găsit un cod. Ok, pentru mailbox. Bine, jumătate din cod. Spune că trebuie să se mai completeze această formă cu forma de la district. A, uite aici căsuțele de mail, aici nu-i nimic. Și în cealaltă... Ha, aici ne trebuie codul. Și cum era? În jos, dreapta... Ok, hai să vedem. Merg în jos, în jos și sus. Și am pus jumătate din cod. Și apoi, ce mai zicea? Jumătatea cealaltă este din stema. Pe foaia asta nu am stema. Nu, asta e corect. Asta sigur e bine. Trebuie să găsesc jumătatea cealaltă. Nu cred că mai am nimic pe foaia asta care să mă ajute. Dar hai să văd ce mai găsesc prin cameră. O ușă. Ok, zgomotul partea cealaltă, ar fi bine să nu intrăm. Deși... Eu aș încerca. Canapele, un ziar,
floare, un radio. Nu cred că mai pot să mai interacționez cu nimic de pe aici. Nici cum o pun, pot să dau. Și aici mergem la subsol. Emergency shelter. Aha, și aici avem codul acela din 5 cifre. Deci trebuie neapărat să fac rost de cod. Asta e pasul următor și probabil asta este și ieșirea din joc. Ia să vedem ce mai aveam pe la dovezi. Asta este raportul. Aici nu mă ajută. Mai era ceva birou? Nu, mai aveam hârtia asta cu secretarele pe care avem Cladon District. Sistema de la Cladon District este un T. Ia să vedem dacă completăm aici cu stemă. Așa zicea, nu? Da, avem jumătate din pattern pe care l-am făcut deja și jumătatea cealaltă este acest T. Și jos. Gata. Super. Bun, și aici avem lista. În fiecare săptămână ce secretar avem, ce maintenance avem și ce security guard avem. Doar că avem doar inițiale. Ok. Înseamnă că ceva de pe celelalte hârtii pe care le-am găsit ar trebui să mă ajute. Să-mi dau seama ce secretară, ce combinație de secretară și security guard am. Cred că secretara s-ar putea să fie, de fapt, un el și să fie acel Ben care a lăsat foaia cu raportul de muncă și spunea acolo că... Ia să găsesc foaia. Scott Harding și Ben. Ben Scott, Ben Harding. Am cumva vreun omuleț pe care să-l cheme Ben Harding? Ben Harding înseamnă BH. Ia să văd că mai era o foaie pe care aveam numele și... Nu, asta. Asta e lista cu toți. Asta. Aici aveam... Da, uite, B. Harding. Al doilea cu BH. Și acum că știu secretara, trebuie să găsesc combinația cu Security Officer. Ok, și cu 62-129 pe BH am 3 combinații. 129 cu 87-125, cu 86-938 și cu 85-329. Deci trebuie să încerc cu toate 3 și să vedem care e combinația corectă. Le notez și revin. Bine, acum una din astea 3 trebuie să fie combinația câștigătoare. Hai să le încercăm pe toate. 6, 2, 3, 2 și 9. Nu merge. Hai să încercăm alta. Primele două rămân la fel. 6, 2, 9, 3, 8. Ha! Victorie! Emergency shelter. Și? Coborăm în întuneric? Aici noi o lampă ceva? Ah, gata. Asta a fost tot. Ei, dragilor, uite că am evadat. Un joc drăguț, relaxant. Mi-a plăcut să-l joc. Singura chestie pe care aș îmbunătăți-o poate ar fi să avem puțină muzică de fundal sau mai multe efecte sonore în timpul jocului. În rest, puzzle-uri destul de inteligent construite, unele puțin mai deștepte decât mine, dar per total mi-a plăcut și aș mai juca ceva din seria lor. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un comentariu mai jos să-mi spuneți ce alte jocuri de acest gen ați vrea să vedeți. Am în plan încă două pe care o să le dezvolui atunci când o să apară și videourile respective. Dacă v-a plăcut acest video, abonați-vă la canal și veți fi notificați atunci când le voi încărca. Atât pentru astăzi. Eu sunt Ana Maria. Să aveți o zi faină!